Povestea Micul Prinț, deghizată într-o carte pentru copii, este de fapt un volum de înțelepciune și filozofie de viață pentru cei de toate vârstele, un volum despre frumos, iubire și prietenie. A fost odată un mic prinț și trăia el pe propria sa planetă. Dar foarte mult visa să-și găsească un prieten adevărat. Și la un moment, el a decis să-și schimbe viața. Pornind să descopere noi planete. Călătorind, micul prinț află ce este puterea, ambiția, nebunia. Află cele 7 păcate ale omului, reprezentate de cele 7 planete pe care le vizitează. Și numai pe pământ el își găsește un prieten adevărat. Nimeni nu se aștepta la ce s-a întâmplat în continuare cu micul prinț. O istorioară despre iubire, pace, prietenie, comunicare între lumea copiilor și cea a adulților. O carte despre frumusețe, ocrotirea ei și despre valorile omenirii. Un bestseller al literaturii mondiale, Micul Prinț, de Antoine de Saint-Exupéry, în toate filialele Bibliotecii Municipale HDL.